Vreau să subliniez că nu e un nimic secret din ceea ce vă spun eu. România a fost, este și va continua să fie un susținător foarte puternic al demersului de apropiere de Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Până sperăm noi, când condițiile vor fi suficient de mature, până la integrare deplină. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez cooperarea deosebit de strânsă pe care o avem cu un alt reprezentant, cu Serviciul de Acțiune Externă, cu Comisia Europeană, în tot acest demers pe care noi îl facem în susținerea efortului Republicii Moldova. Așa cum s-a spus aici, s-au făcut progrese actuale.